Cu ocazia aniversării a 10 de la deschiderea Centrului de Pregătire a Naționalelor din Vadului Vodă, președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Pavel Ciobanu, și-a prezentat jucătorii pentru arena publică. Încarcați jucătorii naționale, camera selecționerilor și locul unde se dau ultimele indicații înainte de meci și chiar sauna unde se relaxează jucătorii convocați la națională. Să vedem cum arată o bază sportivă adevărată, una dintre cele mai moderne din Europa. Pe 21 octombrie vom împlini 10 ani de când Centrul de Pregătire a Selecționatei Republicii Moldova s-a dat în exploatare și vreau să încep de aceea de la casă, unde jucătorii selecționatelor Republicii Moldova se pregătesc pentru meciurile oficiale și amicale de fotbal. Aici s-a făcut recepția, unde băieții vin înainte de cazare. Se pregătesc, mă primesc mulți, desigur, care joacă în echipa națională, de cum au camerele lor de mai mult timp. Și ei trec în camerele lor și se pregătesc înainte de antrenamente, de jocuri oficiale și amicale de fotbal. Aici sunt camerele pentru doi jucători, la noi toate sunt camerele de două persoane. Aici sunt patrule unde ei se odihnesc, televizor, au frigider, așa că noi am făcut toate condițiile, că să aibă ei toate condițiile pentru pregătire, ce îi trebuie la un om, tânăr, înainte de meci. Acum ne urcăm la etajul 2, unde se bazează de obicei echipa națională. Aici este, sunt cazați de obicei echipa națională, prima echipa Republicii Moldova. Aici am ajuns acum în camerele antrenorilor, așa este dormitorul antrenorilor. Acum se intrăm în altă cameră unde este biroul lor de lucru. Știți că și toți antrenorii care au lucrat la echipa națională, Pasulco, Dobrovolski, Igor, Ivan Caras, acum și Balin, toți care au lucrat, s-au folosit de aceste încăpiri și am auzit cuvinte de bine, pentru că sunt toate condițiile, aici ei au și vorbe individuale cu jucătorii înainte de meci. Am ajuns acum pe stadionul central, unde se petrec meciuri din campionatul Republicii Moldova, meciuri amicale, pentru că aici este tribuna. O tribună pe 600 de locuri într-o parte și ați vedeți partea cea pe altă parte, în total 1200 de locuri. Condițiile cele care mi-a permis, mai mult cum îți mai avem, și a fost instalat un tablou, refrigătoarele sunt, atunci când trebuie sau se înnourează prea brusc, atunci se include și lumină, dar antrenamentele câteodată națională face și la 9 seara, pentru cum acum să vedem cu Anglia, meci pe 9:45 seara, înseamnă că trebuie să băieți să acomodeze la timpul la care va fi meciul și desigur că de acum se aprind reflectoarele și aici lumina ajunge, se vede tot și ei petrec antrenamentele. Tot, cum vedeți acum, stadionul, terenul este în condiții ideale, pentru că la timp am spus că avem un agronom, ne merg foarte bine, care de dimineață până seara lucrează pe acest teren, este tuns, este pregătit, în orice moment, dacă trebuie, se poate desfășura orice meci la nivelul Moldovei, campionatul european de 17 și 19 ani, așa că toate condițiile sunt. Acum noi de pe terenurile naturale am ajuns pe acest teren sintetic, unde tot sunt cu tribune, cu reflectoare, unde se joacă foarte multe meciuri, mai ales din campionatul Republicii Moldova. Știți că primăvară de vreme, când încă este zăpadă la noi în Moldova, se joacă pe terenuri artificiale.
și aici la noi se petrec foarte multe jocuri din cantonat republice, din divizia A, din divizia B, chiar din divizia națională, ne mai vorbim, tot avem un tablou, sunt reflectoare, se joacă, se joacă în orice timp, câteodată chiar și două meciuri pe zi din tur se joacă, așa că tot terenul este în condiții excelente. Tot așa ne avem pe rând, aceasta este sala de forțe, de acum aici eu cred că individual lucrează băieții care consideră că ceva nu le ajunge, ceva putere la musculatură, ei în singur se ocupă. Aici este bazinul, apă specială, caldă, temperatura care medicii pun pentru că se refacă jucători după antrenamente grele, după jocuri grele, cum a spus, după primul meci, înainte de meci, saună, și aici vezi mă grele și de jucuri. Și desigur că aici la noi toate seminariile care se petrec teoretice, se petrec în aceste sale. Sala de 50 de locuri cu traduceri, concomitent, poate traducă 4 traducători în orice limbă, cum ne impune UEFA și UEFA. Aici se petrec seminarii arbitrilor, antrenorilor, se dau examene la licența A, Pro, UEFA. Da, ne-ar fi trebuit o oră ca să prezentăm întreg centrul de pregătire a selecționatelor din Vadul lui Vodă. Din păcate nu dispunem chiar de atât de mult timp.